Iată, am ajuns la Colegiul Medicilor din România, unde profesorul Vasile Astărăstoaie va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Da? Seară bună. Bine ați venit. Las loc. Ordonanța 18 a trecut un paragraf legat de descentralizare. Această ordonanță trebuie să fie aprobată prin lege. Legea de aprobare a ordonanței a fost votată în Senat și în care s-a introdus acest principiu al descentralizării. Urmează să treacă prin Camera Deputaților, care este cameră decizională, și atunci vom avea o lege în care este trecut principiul descentralizării rezidențiatului. Eu cred că în maxim un an de zile, dacă va fi acceptat de către toată lumea, se va descentraliza, dar trebuie să avem foarte mare atenție cum facem această descentralizare, încât criteriile să fie uniforme pe toată țara. Descentralizarea nu înseamnă să introducem și discriminare. Într-un loc să fie o exigență mai crescută, în altul să fie o laxitate. Organizarea să fie iarăși unitară, nu este bine să avem diferențe, și în același timp să păstrăm libera circulație a rezidenților. Asociația Universităților de Medicină și Farmacie chiar a introdus și a avut și susținerea Ministerului Educației, și sperăm că o să avem în continuare acest principiu al liberei circulații legat și de descentralizare. Și mai mult, a liberei circulații în timpul rezidențiatului. De exemplu, dacă un rezident care face la Iași vrea un anumit modul din rezidenția să-l facă cu un anumit profesor în alt centru universitar, pentru că spune este în top și eu vreau acest modul să-l fac, noi să permitem să existe o asemenea circulație, să se facă, este un echivalent al programului Erasmus, care este la studenți, să-l extindem și la rezidenți și un Erasmus intern, nu numai un Erasmus extern. Aici pozițiile noastre sunt diferite, chiar dacă unele universități au avut un alt punct de vedere. Eu personal, Colegiul Medicilor și Universitatea Grete Popa, care a introdus și în carte, a fost împotriva acestor echivalări, care, deci nu se poate ca printr-un examen să obții două calificări. Preparator, dai un examen pe alte criterii decât examenul național de rezidențiat pentru a intra în activitatea didactică. Rezidențiatul te pregătește pentru activitatea practică din asistența medicală. O spun deschis, această portiță preparator a fost o portiță de a eluda examenul de rezidențiat și a fost situație în care a obținut un punctaj care ar fi echivalentul notei 1 și ceva la rezidențiatul național, după care a intrat preparator și a venit să țină ore și să-i învețe pe cei care au luat un punctaj echivalent notei 9. Nu este moral, nu este acceptabil. Universitatea Grete Popa Iași a pus foarte clar condiții în carte. Cine dorește să vină la noi preparator, trebuie să aibă luat examenul de rezidențiat la nivel național. În legea învățământului, care acum a fost retrimisă, în capitolul de învățământ medical, este trecută în mod expres că nu se fac aceste echivalări. Nu se fac aceste echivalări pentru că este altă formă de examinare. Dai cu subiecte la disciplină, la universitate, unde pe mine mă interesează să-i văd talentul didactic, și este o modalitate discriminatorie pentru ceilalți. Deci fiecare formă trebuie să aibă examenul ei, trebuie să fie promovat de către toți, și dacă nu l-ai promovat, îmi pare foarte rău, mai dai o dată, nu încerci, să spunem, această portiță. Pentru că, nu mă ascund, la un moment dat se crease o adevărată
industrie în care intrau preparatori pe bandă rulantă în diferite universități, nu în universitățile tradiționale, și erau echivalați, după care făceau cereri, plecau din universitate, rămâneau cu rezidențiatul și intrau următorul pe postul lăsat liber. Nu. Răspunsul este nu sunt de acord și nici Colegiul Medicilor nu este de acord cu această discriminare. Ordonanța 18, cea care a dat-o ministrul Bazac, a trecut în un capitol în care s-a spus pe durada rezidențiatul nu poate să urmeze nicio altă formă de învățământ. Opinia noastră că a fost o eroare și atunci propunerea care a fost acceptată de către Senatul României a fost că nu pot alte forme de învățământ cu excepția masteratului și a doctoratului, pentru că acelea sunt de perfecționare, sunt complementare cu rezidențiatul și pot fi desfășurate în același timp. În ceea ce privește competențele, nu mai există. Ele au fost desființate. Există, deci, să spunem, studii complementare care se pot face după ce ai terminat specialitatea. Uniunea Europeană a impus desființarea competențelor și aceste competențe se pot face, deci studii complementare, fechele competențe, se pot face în directă legătură cu specialitatea pe care ai promovat-o. Dacă nu, trebuie să faci o a doua specialitate. Și mai mult, unele din aceste competențe sunt de acum introduse în curricula de specialiști. Nu era normal ca un medic, să spunem, care făcea imagistică și radiologie, după ce termina, să spui că nu are competență să facă ecografie abdominală, să mai facă un curs de competență de ecografie abdominală, ecocardio, să mai facă un curs de competență pe ecocardio. Nu, un medic pe această specialitate trebuie să cunoască tot domeniul și atunci s-a introdus în curriculă. Când a terminat, are abilitatea și are dreptul să facă și nu numai ecografie generală, ci și ecocardio și ecoabdominală. Cei care, într-adevăr, sunt pe specialitatea cardiologie, după ce au terminat specialitatea, pot să își dobândească și, să spunem, abilitatea pe ecocardio, dacă nu, cumva ea a fost deja introdusă în modul. Dacă a avut acel modul, a căpătat și această competență. Este o diferență care a fost negociată de către Ministerul Sănătății cu Uniunea Europeană când eram în fază de a fi primiți și cu regret nu putem. Este, după opinia mea, într-adevăr, toți absolvenții trebuie să aibă aceleași drepturi. Dar ea a fost negociată mai devreme de anul 2015, nu se poate face o nouă negociere. Deci această diferență care s-a fixat anul 2015, pentru că atunci făceam formalitățile de aderare, va rămâne. Este o discriminare, dar noi am semnat, nu ne-a obligat nimeni, guvernul de atunci a semnat și trebuie să ne respectăm semnătura.